Decizia prin care imobilul Palatului Administrativ a fost transmis din proprietate publică a statului, instituția prefectului județului Argeș, în administrarea Consiliului Județean Argeș, a fost adoptată prin hotărâre de guvern. Conform hotărârii de guvern, valoarea de inventar a imobilului este de aproximativ 51 de milioane de lei. Este vorba despre subsol, parter, mezanin și 5 etaje, suprafața construită fiind de 1739 de metri pătrați, iar terenul aferent 4515 metri pătrați. Palatul administrativ a fost dobândit de Ministerul de Interne în 1994. Prefectul de Argeș, Cristian Soare, a precizat că s-a luat această decizie pentru eficientizarea cheltuielilor. Este o gândire la nivel național, pentru că, trecând în administrarea consiliilor județene, se pot face reabilitări. Consiliile județene au mai multe fonduri pentru reabilitări. Aceste clădiri rămân în patrimoniul statului, numai că trec în administrarea consiliilor județene. Nu sunt motive de îngrijorare în ce privește impunerea chiriilor, deoarece nu se va întâmpla asta. Prefectura nu are resurse financiare de întreținere și de reparații. În consecință, o preluăm noi și ne vom îndeplini toate sarcinile pentru reabilitare. Probabil va intra în reparații capitale, a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău.